Sâmbătă 29 iulie, Biblioteca Municipală Megidia, filiala Nord, a organizat cu sprijinul voluntarilor din instituție un proiect numit Vânătoarea de Comori. Acest proiect a fost compus din probe sportive, cât și din momente de gândire și de creativitate. Evenimentul a debutat sâmbătă 29 iulie în fața Bibliotecii Municipale Megidia, filiala Nord. Aici, cele 5 echipe au luat contact cu prima probă a concursului, cu ajutorul unor indicii care i-au ghidat spre celelalte puncte din oraș în care, sub atenta supraveghere a voluntarilor, au completat și alte sarcini care i-au condus spre linia de finish. Evenimentul a fost dedicat persoanelor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. Astăzi s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Biblioranului. Este o vânătoare de comori adresată copiilor între 14 și 18 ani din Megidia. Au fost astăzi la start aproximativ 40 de copii, atât participanți cât și organizatori, pentru că și organizatorii sunt tot tineri, bibliovoluntari la bibliotecă. Au fost un număr de 10 probe care i-au solicitat atât fizic cât și intelectual și noi sperăm că s-au distrat și au petrecut un timp de calitate alături de colegilor. Întregul proiect a avut ca scop promovarea educației, a lecturii și a unui stil de viață sănătos, dar și dezvoltarea abilităților de comunicare între membrii unei echipe. A fost a doua ediție a activității numită Biblioran, o activitate în care echipele participante au fost puse în fața unor provocări, probe de perspicacitate, de probe care i-au forțat, să zicem, și din punct de vedere fizic și care sper că le-a plăcut. Câte probe au fost? Au fost în total 10 probe. Câte echipe au fost? 5 echipe. Au fost înscrise mai multe, dar pentru că vremea nu ne-a permis să facem ieri, unele dintre echipe s-au retras. Cum s-au descurcat aceștia? S-au descurcat foarte bine și sunt convinsă că le-a plăcut. Concurenții afirmă faptul că toate probele concursului au fost solicitante, dar distractive. Am câștigat premiul întâi. Cum ți-a părut? A fost o solicitant și obositor, dar a fost distractiv. Asta a fost important, că ne-am distrat și că am câștigat o experiență. Ce probă ți-a plăcut cel mai mult? Proba care mi-a plăcut cel mai mult a fost în parcul de pe faleză, în skate, unde trebuia să stau culcat și să dărâm o carte cu o bilă mică, bine așa, să arunc. De ce ți-a plăcut această probă? Mie îmi place basketul și îmi place să arunc cu, adică să nimeresc lucruri. Ai mai participat la acest astfel de activități? Nu, n-am mai participat până acum. Vei mai participa și în viitor? Da, vei mai participa în viitor, cu siguranță. Vânătoarea de comori este un eveniment distractiv și educativ care a ajuns la ediția a doua. Activitatea s-a încheiat cu festivitatea de premiere.